Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Acesta se numește Outrider și este un joc foarte, foarte șmecher și de mult am așteptat să-l joc. Bineînțeles, n-am avut posibilitatea să-l joc până acum, dar uite că a venit timpul să îi dăm să zacă cu un nou joc și cu un joc foarte, foarte interesant. Sper să vă placă și vouă. Știți ce aveți de făcut? Un like acolo, un subscribe, un share, forță ar fi neapărat, tate. Avem aici caracterele pe care putem să le jucăm, bineînțeles că mă știți foarte bine, adică mereu am fost de partea feminină, indiferent de caos, deci și de data asta o să merg la fel. Deci, deși pare mai interesant bărbatul, dar ce ne știți, să vedem cum o putem customiza, că nu prea îmi place de tipul asta așa, sincer să fiu. Dar să vedem, îi dăm aici customizare, să-i dăm startinus, sper să fiu un joc bun, nu știu nimic, absolut nimic. Am văzut decât foarte puține faze din acest joc. Știu că am jucat varianta demo și mi-a plăcut super mult și am zis că trebuie neapărat să încerc acest joc, deși na, am întârziat destul de mult, cred că are un an și ceva de când s-a lansat, dar nicio problemă. E bine, în niciun caz nu vreau să arate așa, trebuie să alegem aici o tipă foarte, foarte faină. Să vedem. Oh, nu, nu. Nu-mi place cam de niciuna, sincer. Asta ar fi, eh? Cam asta ar fi cea mai ok, sincer. Să vedem, poate părul îi va schimba. Vreau și eu ceva păr lung, tate, nu vreau. Oh my god. Nu pot să văd în spate. Parcă arată bine așa, nu? Sau așa? Așa arată bine, mi-aduce aminte tot așa de un caracter dintr-un joc, dar nu mai știu exact. Punem cheală dacă nu, seamnă cu roie din Apex. Dar nu știu care să o aleg, sincer. Ora asta, ora asta. Mergem așa, tate? Pare interesant, nu? Pare interesant. Deci vreau să customizez caracterul ăsta la perfecție neapărat. Adică să fac cum îmi place mie. Putem spune și piercing-uri. Știem care arăta mai ok. N-aș vrea ceva, ăla mi-ar părea fain, ia să văd. Dar cred că ăsta o să-l aleg. Ceva simplu așa, adică nu vreau să fie foarte, foarte accentuat. Ah, parcă e altă viață. Parcă e mai așa. Ia să vedem. Asta pare ok. Da, cred că asta o să o las. Și vreau să mă duc un pic din nou la face, să mai văd odată. Cred că asta o să fie cea mai faină. Pentru că astea sunt foarte ciudate, de că nu-mi plac. Da, lăsăm așa. Nu, ochi albaștri? Nu, verzi parcă mai fain. Deci cred că o lăsăm așa. Cred că o lăsăm așa. Eu zic că e ok. Eu zic că e ok. Da, hai să-i dăm. Aici să vedem dacă ne-o lua cineva numele, să sperăm că nu. Perfect. Asta e că... Da, sunt prost. Adică nu e un joc multiplayer, tata. Nu e un joc multiplayer. Bun. Am făcut aici caracterul. Bineînțeles. Hai să-i dăm startină, state. Vreau să mă uit un pic și pe la setări, dar nu știu exact unde sunt setările, că nu le văd. Option? Am fi pe aici? Da. Vreau să dau un pic volumul, bineînțeles, mai încetul, pentru că e de la maxim. Deci îl dăm la 5, 6. 6 o să dau. Dialogul la 6.
Efectele la 5. Muzica la 5. Bun. Background sound. Nu știu să pun, să nu pun. Hai să lăsăm așa momentan, să vedem cum e. Avem aici full screen, perfect. Monitorul, full HD. Sync off, perfect. FPS limit, așa. Cinematic max FPS, vreau maxim, tata, 120. Field of view, 75. Lăsăm așa să vedem cum e. Lăsăm așa momentan, motion blur dezactivat. Să așa să vedem dacă e ok. Cred că e ok field of view, adică... Na, pana mea. Vom vedea. Văd că-s toate pe ultra. Lăsăm așa să vedem cum se mișcă jocul. Cred că se va mișca destul de bine. Bun. Hai să dăm back. Și să dăm start new game. Că abia acum, după 6 minute, va începe. Nebunie, nu știu webcam, sper să fie bine oricum. Vom schimba dacă vom astupa ceva important. I-am dat startinus și să înceapă nebunia tătuțu. Din Outriders. Să vedem asta recru. Sper să-mi placă și mie super mult. Cel puțin din demo mi-a plăcut. Oh, e destruit. Ia să vedem tu colonii și pe așa, biletul cheria. Asta cross the star. Stars. Only one ship made it. Ok. Ia să vedem. Planeta Enochi. Ultima șansă. Mamă, ce muzică așa pe fundală. Horror. Oarecum. Din nou cu galaxii, cu chestii de astea. Tocmai ce am terminat Star Wars Fallen Order. Să vedem dacă ne va ține în acel suspans cum ne-o ținut și în acel joc. Și vom merge. Wow, pare interesant așa începutul. Dar mai n-am voie. Go for landing on this planet. It's my champion. Bun, și am aterizat. Hai să vedem ce se întâmplă. Se deschide măreața ușe, sau nu știu cum să zic. Și vedem că sunt mai mulți aici. Ok. Asta suntem noi. Arată destul de bine, eu zic. E destul de ok, chiar îmi place așa cum arată față de cum celelalte caractere. Eu zic e bine așa. Se de un pic ciudat parcă așa cinematicul astea. Sau mi se pare mie. Ceva nu e ok. Așa se vede jocul. În perspectiva asta. Lines and an operating base established within the hour. Move! Goodman, a word. You know the stakes of this mission. Flores is already half dismantled. Our engine's on its way down to power a city of 500,000. Now, if these Outrider bozos hit pay dirt, you report to me first. Sir, I'm only here to answer a proper procedure this fall. We're not on Earth, Shearer. There is no proper procedure. Listen up, Outriders. I know what you're all thinking. There's no going home. And no one has a clue what's waiting for us out there.
but the ECA pencil heads can't greenlight this land until we find their missing probes. So let's do our job. Ok, să trecem la treabă. Am o treabă de făcut neapărat imediat. Trebuie să șterg niște videoclipuri, nu mai am memorie în cap, așa că mi se umple memoria, un tera de videoclipuri și am uitat să șterg și sper să nu-mi treacă peste. Șterg-o imediat. Mă să rețin de acest cinemat. Ce sunt ăștia? Mamă, ce mașinării, frate. Tank. Ăla cred că e bombardier cu pălăriuță. Relax, Outrider. You don't know me anything. Cap, I wouldn't be here without you. I'd be buried in the ashes back home. All right. Let's move out. Stay sharp. Watch our sixes. Și am început. Am început totul, acum două secundele să-mi fac treaba asta, rapid. Da, uite că nu mai aveam memorie de lume să umple. Deja era pe roșu. Deci câteva episoade din Star Wars. Deja le-am încărcat pe YouTube, deci e ok. Așa și mi-am făcut un pic de loc. Bun, hai să vedem. Bă, momentan se mișcă bine jocul. Mișcă bine, da, e ok. I can't even process breathing air that doesn't smell like a burnt carburetor. I didn't mind the air back on Earth. I was used to it. Trust me, you'll get used to fresh air too. Truth is, none of us should even have gotten off Earth. Survivor's guilt. You think any one of us isn't feeling it? It's not just that. If the Caraval's engine hadn't exploded back on Earth and killed most of the real Outriders with it, there wouldn't be a bunch of mercenaries down here in their place. I hired you because you don't let anything get in your way. Bun. Deci cu cât râleu putem să urcăm. Și ăsta e capitanul Tenar. Și ăsta este șeful. Nu s-a rezolvit și trebuie să ascultăm de el. S-a avut tot felul de bestii prin apropiere. A văzut și voi, tot felul de animăluțe. Bă, chiar arată bine și eu cu grafic. Care arată foarte bine. Ok, hai să mergem. Ce avem aici? Nu știu ce e ăsta. Sper să nu am de-a face cu el. Trebuie să ajungem la steag. Da, ăsta e ca un fel de tutorial. Au venit și ăștia la alți Outrideri. Bombarda de ieri. Vreți destul de târziu, sunt un pic și obosit, dar nu nicio problemă. Neapărat am vrut să dau drumul așa la prim episod. Cuthbert, Skarsted, set up a perimeter. I want fortifications going up within the hour. Jakob, you're field testing the munitions. Gutman, get your scanner up and running so we can find those damn probes. Ok. Outrider, a word. Hey. No matter what happens out here, I need my best gun on this in case things go south. Can I depend on you? Just tell me what to do, Cap. Our weapons haven't been fired in nearly a century. Why don't you head over to Jakob and get your gear checked, and then be prepared to move out as soon as those probes are located. Any questions? No. No word from Earth, I assume? It's really gone? She went dark 15 years into our journey. More or less as predicted. ECA's confirmed no communication since. Oh, shit. You know, I grew up a slum dog, fighting for scraps. Lost everyone, really, long before the end. Doomsday just wasn't a thing I worried about. Hell, I wasn't gonna live past 20 anyway. Somehow, I was one of the ones who made it.
don't even know what I'm supposed to be doing here. If things go right, time's coming, you're gonna have to leave all that behind. This is a new beginning. You could have a family here. Build a cabin. Așa, am aflat aici că am pierdut cam tot ce aveam. Și cumva ne încercăm să ne regăsim un loc între aceștia. Maybe the old you, Outrider. But you're one of the chosen few. You get to build the future. Don't waste it. Ce privire îmi dă asta, ok? Did any more of your people make it off Earth, Cap? My brother. Yes, I am. Almost. But no. They got him in cryo as we evacuated LA, hoping we could stop the bleeding. But he was too far gone. Oh, shit. Sorry to hear that. I haven't had the time to think about it. What about Sarah? She's good, right? Yeah. My Sarah's up there. They don't wake her group for another 6 months, but I can wait. I didn't have a chance to tell you this and all the madness, but my little girl's pregnant. That's how I got her the seat. It's a two for one special, huh? So that's why you've been in such a good mood since they unfroze your ass. Don't push it out, right? Yes, sir, granddad, sir. I'll go find Jakob's shooting range. Good. We're on standby for those probes, so stay on alert. Okay. Hai să mergem să vorbim cu Jakob. Și să vedem, trebuie să primim niște arme, cred că acum. Două secunde, iar trebuie să verific aici o manevră, să văd. Dacă e totul ok. Poate nu trebuia să fac eu chestia asta chiar acum, dar... Așa. Acum cred că e mai bine. Ok, cu ăsta am vorbit deja. Bine că avem și markerul pe minimap din partea stângă, unde trebuie să mergem. Dar nu știu până trebuie să o iau, cred că trebuie să... Ah, ok. Un pic cam bâtă, așa de început, mă știți prea bine. Până mă obișnuiesc un pic cu jocul, tate. What's on your mind, boss? I know that look you get. What do you make of this place, Jakob? Ce părere ai despre acest loc? Ia vezi, îi place. Oh, come on. You can't still be that cynical. Just look at this valley. I don't know, boss. Maybe we all just got too much riding on this. We already have one dead planet in the rear view. If we screw this one up too, it... Maybe we won't. Sure, maybe this is really it. Maybe. We can finally stop sleeping with our guns under our pillows, stop worrying about food every goddamn day. Believe me, boss. I want this to work. You have no idea. But, people don't change. Still got your money on black, huh? The house always wins. Ultima zi a fost un coșmar. Last day got really hairy. I wasn't sure if any of us were gonna make it. We cut it pretty close. You can't stop thinking about it either. I know. It's insane.
It was 80 years ago. Yeah, feels like days. Am 80. My knuckles are still sore. My ears still ringing from all the gunfire. I mean, there were thousands of them, all climbing over each other, slaughtering everyone in their way. And tried to pull down the launch tower to bash in the doors of our shuttles. I've been in a lot of war zones, but that was fucking anarchy. Look, it was either us getting off the planet or them, but we just did what we had to do. We do what we have to do. We look out for each other. Hell, we better. Other than the Cap and Cuthbert, you're the only person left alive I know. I'm the only person left alive worth knowing. I'm glad you made it on board, you old bastard. Me too. I'm ready for practice. My gear. Yeah, să vedem, ne testăm și noi gear-ul acum. Let's get started. Hai da. The cover behind the... Okay, așa e un cover. Am cu space să-ți iei cover. Și de pe către le dai jump, adică trebuie să schimba asta neapărat. You're the first one to test it out, boss. Aici suntem profesori. Am, și-au venit tankuri. Ok. Ia vezi, tate. Două pistoale. Bă, destul de interesant armele, sincer. Ia vezi. Bine, la asta nu știu dacă aș putea să le fac ceva. Ok, și-am mai trebuit să mergem să vorbim cu Shira. Bă, jocul chiar arată bine, grafică, forță. Chiar arată super forță. Toți a rămas anii mănui, cred că toți și-au pierdut familiile cumva. Besides, we'll have the internet up and running in the first 6 months. The entire thing was backed up. I'm just pulling your leg, Shira. Any luck with the probe? The scan's still running. I don't know what else I can do, it's just... How come the probe signals have simply vanished? Yeah, they said it was some kind of interference or something? Ah, from space, maybe, but not from down here. Still, seems initial readings were right. We're breathing. Yes, but before the ECA can authorize 500,000 more people coming here, we need the probe's data to know we can support them. And if we can't? What's the ECA's plan B? Do you have any questions I could answer to? All right, tell me the truth. Do you think the ECA's thought this whole plan through? Well, my father was part of the team that designed the plan. My entire life he helped prepare for this day. The greatest undertaking of human history. Oh, so that's how you got on the ship, huh? Daddy smoothed your way?
No. I studied engineering. Spent years in orbit. Designed structure, drilling rivets into the hull. I helped build that ship. So you earned your way on. Good for you. It was my father. Just not like the way you thought. He gave up his place for me. He stayed behind. Shit, I'm, sorry. He would have been in awe of this place. But in the end, it's just me. It's strange not knowing anyone here. When this is over, come hang out with us. We're not such a bad bunch. I might take you up on that. What's his plan? How is this colonization gonna work? You're in the planning rooms, right? Yes. We've already started disassembling the engine. We need to bring that down first. The nuclear core should give us enough power to get the colony up and running. And when do the civilian parts start coming down? Within a few weeks, if all goes well. First, just enough people and resources to get our infrastructure running. You know, water, food, and shelter. Then we'll keep waking folks from cryo, a few thousand at a time, no more than we can feed. Until before you know it, you'll be standing in the middle of a city. And meanwhile, the flora stays up there? The ship was built in orbit. It was never meant to land. We'll have to keep it in our skies until we're capable of space flight again. One day, maybe. Hey, is that supposed to blink that way? Yeah, a primit semnal. De la sonde. Tanner. Da. I think we got a signal. It's close. Excellent work, Outrider. Now go locate the damn thing so we can land this beauty. Ok. Deci ne să localizăm această sondă, cred că. Ce semnal de unde vine? We should document it. For the scientific record, huh? Facem un surf aici. Ca la la carte. Bun. Și acum trebuie să mergem să localizăm această sondă, să vedem de unde a venit semnalul și avestate. Avestate. Dar de ce a tras și bătucul ăsta, că nu înțeleg, adică mi-a făcut cale, pur și simplu? Sau fac ăștia ceva aia? Nu fac absolut nimic. Și hai să vedem. Mamă! Mamă, ce-i aici nebunie, tate? Ia vezi, bă! Nu pot să alerg dintr-un motiv ciudat acum. Ar ciudat, nu pot să sar. Is sending itself right on my path. Hey, maybe he can get close enough to get a DNA sample. Not exactly our priority, but if I can get close without spooking it, I'll try. Nah, scared it off. But I've secured the objective. Fantastic. Got some kind of storm brewing. Cap, found the probe. Looks like it landed pretty hard, but the data seems intact. Copy that. Transmitting to HQ now. Good work, Outrider. Hold on. Tanner? I'm picking up a second signal, but something's weird about this one. Weird? The pitch is rising and falling? It's supposed to be a steady tone. Outrider Alpha to HQ. Hold off on calling in that green light. We got another probe out here to analyze. Negative, Alpha. Your job is done. Damn it. Maxwell, listen to me. We can't afford to make mistakes. Give us time. Any more time and we lose our orbital window. We have the data, I'm calling it in. You want to keep searching? Don't blame me if you find trouble. Over and out. All right, Outriders. Rendezvous back with the convoy. Let's go find that stray. Okay. Trebuie să ne întoarcem înapoi, dar vreau să arunc și o privire pe aici să văd. Are manevra.
Ok, în sfârșit avem și sprintul deblocat. Perfect. Nu pot să sar, din păcate. Poate vom putea pe parcurs. Sper. Hey, Cuthbert. Any updates? The probe signal is mostly noise, but I've tracked its source. There. Mamă, se pare că vine o furtună destul de puternică. Jacob, same shit, different planet. Oceviște. Ceva nemțește aici. Și porni. Da, cumva tranzicția e făcută proastă, de la o fază la alta, vedeți, e așa cumva, nu știu, blocată, e ciudată. S-au stricat alea, monitoarele. Oh, nașpa, nașpa. A friz. Ceva se întâmplă aici, se pare că nu e bună. Soldier, your primary focus, Shira. Understand? We keep moving. Eyes up. O, pare să fie ceva sub noi. Și uite niște particule. S-au ridicat în aer. Ui, s-au pus pe fața la ăsta. What the fuck? Choke on your own spit, dude. Dar ăia nu li văd, adică, sau... Îmi întoarce înapoi. Mama, frate. De asta îmi place de tipul ăsta. A, eu sunt. Ok. Real fel din spate. Eu sunt tate. S-a auzit ceva aici. I got movement. Heading in. Dar ce-o fi oare? ECA HQ. We've encountered a potential biological hazard. O să filmăm tot așa episoade de o oră. Ai de obicei. Hey boss, we lost you. I'm getting our stray probe. How's Scarsted? He looks like shit. Any idea what this is? Ducem singuri. La această sondă. The second probe. Ia să vedem. Nu prea îmi place locul ăsta. Holy shit, au apărut creaturile alea pe care le-am văzut. Și acolo la început, dar nu ne-au atacat atunci. Și acum cred că ne va ataca după cum... Oh my god. Dodge, ok. Mamă, și-o trecut prin mini, sau ce naiba? Au? A, așa, tate, că nu e așa, tate. Lasă-mă să mă distanțez un pic de tine. Captain, I got attacked by one of those cow things. Something drove it crazy, I had to put it down. Keep an eye out. Copy that, Outrider. Now move your ass and find that probe. Wow. Ia uite-o. Am găsit-o. Dar pare să fie distrusă, oarecum. Tanner, I found it. Good work. Get the drive, so get the hell out.
Wait, hold on. This thing's just in relay mode. Relay mode. Ceva nu-i bine. The signal isn't coming from the probe. Nu a venit de aici. Outside our search zone, somewhere else on the planet. That's impossible. There is nobody else. Secure the hard drive. We'll analyze that signal back at base. Copy. Ok. Oricum ceva nu cred că e ok așa, dat-a seama, da. Nu. Damn it. Something's frying it, Tanner. Give us the frequency. No. Nu cred că putem. Carrier frequency is 97 point. Tanner, do you copy? Oh, shit. S-a pierdut conexiunea. Run. Tanner, I'm seeing some really strange shit down here. What the fuck? Oh my god. Ce se întâmplă aici, tate? Suntem atacați de ceva, dar nu știu exact ce. Să ne ferim de alea. Ai de pana shit. What the fuck? Mamă, l-o prins pe la l-o nenorocit pe viață. Mamă, 6 s-a dus. Wow! Uitați-vă cum îi mănâncă corpul cumva. Bro, ce se întâmplă aici, tate? Deci nu e bine deloc ce se întâmplă. Mamă, și s-a nervat a noastră Outrider. A văzut, cred că, niște chestii din trecut, probabil. S-a înfuriat rău. Mamă, ia uite-l pe la bolnav. E gata. Oh! Nu cred că mai are vreo șansă. Mamă, ce virusul ăsta sau ce naiba se întâmplă? Mai exact. Maxwell, what the fuck is all this? What does it look like? Sergeant Major, sir, we have to follow quarantine procedure and hold the landing. Whatever the original reports about this planet, they were wrong. There's some kind of anomaly. If we land now, everyone will die. There's no holding the landing. It's too late for that. There's nowhere else to go. Mamă, și asta cred că e contaminată a noastră. What the? Wow. Wow. Ați văzut cum a făcut? Aia cred că o fi o putere ceva. Nu e bine. Nu vor să ne ajute. Oh my god. Nu cred. L-am împușcat. Burn the fucking bodies.
Mamă, ce întorsătură, ce bulangiu, deci s-a întors efectiv de tot. Mamă, și trebuie să ne luptăm împotriva ăstora acum. Ok. Așa, tate. Ok, și de pe asta pot să iau gloanță și chestii. De pe e, nice. Oh, și am primit o nouă armă, ok, și avem și inventarul. Oh, super, ia vezi tătuțul. Ia vezi tătuțul. Putem să luăm arma asta și să o schimbăm împotriva la alna. Damage 6, damage 4, aș putea să schimb împotriva la asta, na. Da, uite așa, ok. Așa asta, dacă vreau să o pun aici, oare nu pot? Nu pot să o trag, gen, să o pun în inventarul ăsta. Deci pot să pun alte chestii. Armuri, veți, I don't know. Momentan lăsăm așa. Pare destul de interesant arma asta. Mai am și niște gloanțe în spate aici pe care aș vrea să le iau. Bine că le avem însemnate oarecum pe mapă. Dar nu le-am luat sau ce naiba. Da, așa că o să un pic pareze. Wow, chiar e mișto, se simte bine. Destul de bună arma asta. Am luat foc, frate. Kill the traitors. Don't let them near. Cred că-i dau cu deces. Cum, abia că pot să văd ceva. Nu știu dacă viața mi se regenerează în timp. Ok. L-am prins pe nenorocitul ăsta. Oh my god. Mamă, și am fost ajutat oarecum până la urmă, de către cei mai rău, de către cei rămași oarecum. N-am mai rămas foarte mult, suvina că vom și scăpa din toată nebunia asta. Into cryo until MedLab can save your fucking life. Don't be ridiculous. I'm done for. Pep talks aren't really my thing. Yeah, but. Oh my god.
When is something truly over? Was it when your people left Earth behind? Was it when you watched the first spaceship crash and burn? Was it when you saw your fellow Outriders crumble at your feet? Was it watching yourself die? But Enoch isn't done with you yet, Outrider. Like I always say, it ain't over till it's over. Holy shit. Și abia acum vom avea putere. Puterea adevărată. Și cum, Vanio, dusă în alte timp sau? What the fuck? Fuck you, scrie acolo, ok? Oh, am început bine, deja ne-au prins. Found another one. Vano, am fost trimis în altă... în alt secol sau... nu înțeleg. Am trimis cumva. Iar vine nebunia aia. Să vedem cât de repede poți fugi. Ne va da drumul. La creaturile alea, probabil, care o să apară iară. Ne va da ca și mâncare. O să fie mai șamar de noi. Dar asta în episodul următor, cred. Ia să vedem. Hai că încă nu s-a terminat. Nu e bună. Holy shit. Mamă, ăla cred că e contaminat. Deja. Și l-o la, la bătaie, frate. What the fuck? Acum v-au trecut timp, atâta timp cât am fost închis, a trecut foarte mult timp, probabil. Da. Ok. My God! Na, ai zis că suntem împreună și că vom supraviețui. Mamă, ce e locul ăsta, frate? Uite acolo cât sunt morți. What the fuck? Ia uite, bă. Mam. Toți sunt împușcați. Mamă, ăla-i dă foc la... wow.
Mamă, frate. E nebunie ce se întâmplă cu ăștia? Mamă, ce nebunie se întâmplă aici? Ce nebunie se întâmplă aici, frate? Mamă, dacă te luă din screen-ul de asta, ne bag aici. Da, și am fost aruncați. Am fost aruncați toate. Și acum o să vină creaturile alea și o să mă mănânce ca pe un pui. Și mai ales că sunt și încătușat. Nu am nicio armă. Să vedem cum vom scăpa de aici. Da, din nou. Exact aia se întâmplă cum s-a întâmplat la început. Mamă, ce curoșneață are mâncava și curea. Oh. Oh, nu. Mamă, câta ranga au trecut prin noi, da, și că asta a fost jocul, mâncava și gura voastră. Aici e finalul. Da. Wow. Wow. Mamă, choose your best. What? Și aici ne vom alege calea cumva. Da. Nu știu acum ce să alegem. Long range support. Gadgets. Medium range. Fire. Close range. Close range. Tank stand your ground. Cred că o să aleg asta. Technomancer. Long range support. Nu știu care ar fi mai faine. Și asta pare interesant. Medium range. Ce să aleg? Ce să aleg? Ce să aleg? Tank nu. Close range și interrun. Space time. Și asta pare ca un fel de... Da, cred că asta o să aleg. AP... Deci între Pyromancer și Trickster. Nu știu ce să mă duc, tate. Nu știu ce să mă duc, close range hit run. This time. E greu asta, clasa asta e grea de jucat. Pyromancer, aș zice pe Pyromancer. Aș zice pe Pyromancer toate. Erau faine amândouă astea, dar na. Da, alegem Pyromancer, nu? Nu știu, bă, ce să aleg. Dar asta vom vedea în episodul următor. Dacă v-a plăcut acest prim episod, nu uitați dați acolo un like, un subscribe și un share. Iar noi ne auzim în episoadele următoare. Mă mai gândesc până atunci să vedem ce vom alege. Toate cele bune, respect, pa, pa.